Să zicem ceva neamitică. Dacă, de exemplu, ai fi, ai fi, un tânăr cu bani, în afară de imobiliare, în ce ai investi azi, în România? Dacă ai da un sfat o băieț băieților care ți se uită... În agricultură. A? Afară de asta, uite, fii atent aici. Ce vă spun, cine are 10 hectare de pământ strânse. A, da, 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 În aceeași bucată, a, aceeași cum ar veni. Nu, nu, rupte. Nu da. aici, jumătate de hectare, da. acolo. Se duce în Turcia. Da. Ia metoda. Eu am văzut-o, eu am fost acum în Turcia, da. acum o lună, a, a, a. și vede cum produc ăia cu vată pământul să-l ai pui plasticul totul pe vată a, a, a vată de asta, asta. bași toate substanțele da. în, în vată pui sârmulițele și astea băi, frate, este de o ușurime ce produce, adică? ce vrei? castraveți? roșii? a, îți crezi de 10 ori mai repede? sau care e ideea? Cred că de 100 de ori Mai repede? Mai repede De la vată? Da, de, din vată, nu din pământ Nu muncești din pământ nimic A, nu-i pui în... Nu, pui numai substanțele în, în, în vată Păi to to toate care vin, toate roșiile astea Păi și care nu în vin... cancerigere și toate no, astea? Nu, nu, nu din contă pui substanțele care uh, uh, sunt bune corpului da? da? Păi Uite. Și dacă nu mai sunt din pământ, păi nu sunt chimicale, nu sunt... Stai să vezi. Adică nu în păi ce, tot ce mănânci tu din supermarketuri crezi că e vreo roșie crescută în pământ, nu mai are noastră din România. Da, așa. Afară azi. toate în vată. Eu am fost și le-am văzut. Nu poate nimeni să mă păcărească. Tu vorbești serios? Pe cuvânt de onoare. Acu... Și care e șmecheria cu vata? Crezi mai repede, Nu, nu, nu mai nu. aștepți. Și nu muncești de nebun. În, în, în acolo bagi, în, da, în, mă, în da, aia da, contra da. da. iar ne întoarcem contrafirii, iar facem lucruri contra firii. Dom'le, e contra, e contra firii, dar e, e, e Asta a, o să ne nenorocească. Uite asta, da, care mi-a la urmă 10, o să ne Iată, cu 10 hectare. Că nu știm cum să câștigăm mai repede. Uite mani. aici, cu 10 hectare. Da. Și cu 10 muncitori, nu din România, că nu mai, în România nu mai muncește nimeni. Da, nu mai are nimeni chef de muncă. Nu mai, nu mai, nu, ai, a, o să plângă o, românia o, și rău de tot, cât da, de curând. O să mi-aduce aminte vis-a-vis -vis de, de, de treaba asta, o să spun, ferească Dumnezeu, a, de, ferească Dumnezeu, Doamne, da. sunt întâmpit. Dacă se oprește războiul da. în Ucraina, ce vă dau un premier acum, n-a dat-o nimeni. Da. Eu o dau acum, în premieră. Dacă se oprește războiul în Ucraina... În România nu se mai construiește nimic Care aveți bani, cumpărați apartamente acum Pentru că fierul beton, cărămida Și betoanele Toate se duc în Turcia după cutremur Să se repare Turcia Și să se, se, se refacă Ucraina, se refacă Ucraina. În, în viitorii 10 ani Nu mai are Nimeni de la America Până la Germania Nimeni treabă decât cu Ucraina Și cu ăsta. Pe banii cu apartament, nu? A, acum cine ia apartament, acum le ia și gratis? Da. Fii atent aici. România, A, în România te referi. în România, da, Nu numai în România. Da. În toată Europa. Sper că, dacă... nu inviți pe oameni să ia în Ucraina. Că... Nu, în Ucraina, încă o dată. Da, se va reconstrui tot, se vor băga, se... totul se va duce apoi. Bineînțeles, băi, americani... Da, și mai, nu, stai, nici forță de muncă cred că nu o să mai avem pe aici. Nu, dragul meu. Deci o să, stea, o să clădirile goale, neterminate, în, ca niște berze. În primul rând, nu vei avea fier. Da. Turcii nu pot, nu mai dau afară fier. Da? Că nu le ajunge nici lor în viitorii 10 ani ca să facă ce-a a, a distrus cu tremurul. Deci în s-a terminat cu fierul din Turcia. Fierul din Rusia, fii atent aici, nu vine la noi. Da? Ascultă-mă ce da, spun. Da, da, se asculta. duce în China. Fierul din Ucraina, ca au combinate, de asta nu le ajunge nici 10% să facă la distrugerile pe care le-au făcut rușii în, în Ucraina. Hmm. Și atunci, cu ce să construiești? Iar o, o, forța de muncă va fugi toată în Ucraina la muncă și în, în, în altă parte, de la noi. Constructorii buni vor fugi acolo. Ai să vezi. Deci ce sfat le dai oamenilor? Să cumpere apartamente? Acum, acum cât dacă se au mai bani, fac? Dacă au bani acum, da. acum să cumpere. Uh -huh. Sau cine are bani să cumpere fier, beton acum. nu uh, 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 În viitoria... Da. Auzi și că Pământul, și că totul e pe țeavă planta stă în vată, și prin țeavă primește planta absolut tot ce are nevoie ca să crească. Păi, eu ce, ce ai da, spus Băi, eu am fost acolo, fii atent aici, și am luat amănunte, mi-am notat toate. Pentru că eu uh, vroiam aici unde am, uh, am cumpărat eu 9 uh, uh, hectare și ceva, să mai cumpăr vreo 5. Să-ți faci fermă? Nu, să-mi fac uh, niște serie cum am văzut acolo. Băi, fii atent aici. Milioane câștigi. Iarnă, vară. Te duci cu, cu asta? dar păi, seama că a, 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 aici am apă termală, eu nu mai încălzirea, nu mai fac uh, 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 cu altceva decât cu apa, fac mai. o sondă și încălzeam, încălzeam uh, uh, totul cu da, asta. Interesant!